Consider că lumea are ceva cu tine? Adică dacă intri așa într-un loc public, de exemplu, să faci cărare? Aoleo, le frică de a venea ca de dracu. Dar de ce le frică de tine? Că ești foarte mișto. Prezint foarte multă siguranță și încredere. Și în momentul în care intru, toată lumea s-a dat la o parte, că știe că intru eu. Îmi dau seama că dacă aș fi cu tine, n-aș avea nevoie de bodyguard. Dar nu ți-ar fi frică. Prima dată ai intrat tu și eu din spatele tău și nu s-ar mai întâmpla nimic. Nimeni nu s-ar mai lega de tine, garantez. Dar tu când te ocupi cu ceva, cu ce te ocupi? Aoleu, cu ce să încep? Nu mai ești Miranda, stai că ieșim imediat din personaj. Facem antrenamentul pentru duminică. Aoleu, cu de toate mă ocup. Fac de toate și cu copii, și cu mine, și cu de toate. Peste tot mă duc, fac de toate cu toată lumea, da? Cu toată lumea, da. Am înțeles. Ai înțeles bine, da, străinătate... Am fost și pe străinătate, e bine, e cald. E treaba caldă. Mă votează și lumea pe Toma, pe modul mă votează. Dar pe străinătate, când lucrezi de obicei la suprafață sau pe la subsol? Că am văzut că și metrourile sunt... Aoleu, pe la subsol e mai bine. E varianta cea mai sigură. Ești underground. Da, da. Miranda underground. Cum ai zis? Underground. Pe ground, acolo mă duc pe ground în cap. Am înțeles. Da. Alte glume? Alea tar de tot o să le vedeți duminică la Umor. Altfel... putem să ne extragem din personaj. Am ieșit. Ea este Antonia Boantă și duminică are nevoie, s-ar putea, de susținerea voastră dacă ajungem primii 5, nu? Primii 5 ajung la votul publicului, da. La votul publicului. Da. Și o să fie tot Miranda. Da, împreună cu colegul meu Dan Ionescu, pe care îl pup și mulțumesc pentru susținere și pentru faptul că a fost lângă mine în toată perioada asta. De cine îți place ție din final? Dacă n-ai fi tu. Dacă n-aș fi eu... Ce moment ți-a plăcut? Eu i-aș vota pe toți, pentru că fiecare... Așa bună, ești de la Cluj, mă! Da, pe asta, clujenii, da, asta... Încă nu te-o stricat București. Încă nu m-o stricat, încă nu a ajuns la mine. Cred că toți au avut foarte multe momente în care eu am crezut și în care am ofticat și am zis, de ce nu mi-a venit mie ideea asta? Și faptul că toți... suntem 11 în finală. Mm-hmm. Faptul că am ajuns aici e clar că... noi suntem cei mai buni, ce modestă sunt. Eu aș vrea să se întâmple așa, ca în ultimele două ediții, cred. Să câștige tot o fată. Cine o fi, dar să fie o fată, da. Da, și eu cred că fetele ar trebui să câștige. Da, emisiunea asta mi se pare că e făcută să câștige fetele. Da, pentru că fetele sunt mult mai ambițioase, cred, și mai muncitoare, foarte cred. Mișto și momentul lui Anestate, nu știu cum va fi în finală. Da, foarte mișto, da. Și tu, adică... Mulțumesc. Sunteți acolo. Sunteți și Ana Maria Caliță, și Ștefania, mm-hmm. Și suntem forță. Bravo vouă, bravo vouă. Da. Adică sper, eu nu cred să... că treaba asta cu stand-up comedy sau umorul sau comedia e o chestie subiectivă. Nu, eu asta e o chestie subiectivă. Că unele glume care mie îmi plac, s-ar putea ție să nu-ți placă. Mm-hmm. Și atunci e o chestie subiectivă, nu ai de unde să știi. Oamenii de acasă vor decide și... Dar visul tău care este? Visul meu cred că s-a împlinit. Pentru faptul că eu n-am crezut niciodată că o să ajung aici și nici n-am crezut că o să am curajul de a veni într-o emisiune și de a face lucrurile astea. Practic, eu mi-am atins scopul, am fost văzută, am fost apreciată și m-am ales cu iubirea publicului, deci sunt cea mai câștigată. Simplu. În rest, în viața reală, așa o găsiți, Antonia Boantă. Îi place mult de tot să joace și să se joace. Da. Îți mulțumesc mult de tot. Și eu îți mulțumesc.